Pace și bună ziua. Sau bună seara. Bună, bună seara, că e seara. Bună seara. Deci noi cum am terminat cu curtea, dar de mâncat, trebuie să mâncăm. Și eu dacă mânc salam acum, nu se poate, că e târziu și... Deci uitați aici ce am eu. Te uita la ceas, de ceasul, da, trebuie ceasul baterie. Nu, nu are baterie. Deci am spate de pui, nu mai iau grăsimea de la el, că nu mai pun ulei. Deci nu pun ulei de fier. Și atunci, pe spatele ăsta de pui, tai ceapă din asta verde și morcovul ăsta, care l-am arătat mai înainte, și ceva trebuie să iese. O mâncare rapidă, cum se zice. Acum, eu am întors-o așa, că poate era urât. Așa. Ia. Și tăiem și morcovul ăsta. Așa mai rondele. Să-i dea un pic de gust. M-am întâlnit la Kaufland astăzi cu un domn. Un urmăritor de-a nostru. Și m-a întrebat, doamnă, astăzi ce mâncare faceți? Și așa de repede m-a întrebat, că eu am zis, nu știu. O mai fetea ce-i face. Că eu am știut că mă pun la curte, să fac curtea. Și mulțumim la Tatăl Ceresc că am terminat. Acum nu ia perfect, dar e bine. E bine cum e. Mulțumim la Tatăl Ceresc. Să știți că nu m-am așteptat. Dar eu mai am acolo la garaj de făcut. Sincer să fiu, daci nu știu ce are la ureche, chiar acum s-a dus la urgență, îi piu una ureche, nu știu ce are, și el nu ne-a ajutat, dar se dea Dumnezeu sănătate la Angie, că a fost, cum să zice, cot la cot cu mine. Și alea unde le pui, amu? Unde le pui aici? Aici, așa, și pun un pic de apă să fiarbă. Mă înțelegi? Nu. Stai că fac în felul următor, uite așa. Ceapa și morcovul dă un pic de gust la oasele astea. Ar fi făcut pulpe, că chiar când le-am cumpărat domnul care m-a întrebat că ce mâncare fac astăzi, chiar o văzut că am cumpărat pulpe. Da, le-am aruncat în congelator, că am zis că ne facem noi ceva, altceva, nu așa ceva, nu ne-am așteptat să lucrăm noi până acum. Și acum mai bine și așa. No, ia ca așa. Așa. Punem sare, piper. Nu pun piper. Vreau să mă scăp de astea, că sunt mari, așa, de legume. Legume de astea care nu mi le plac. Puțină sare pun, așa, că am pus vegeta. Și îl pun un puțin apă. Aici o să lase grăsime spatele ăsta. Acum, poate ziceți, nu, așa, asta e rețeta. Da, eu tot ce ui fac, vă arăt. Ui, rețeta, să știți. Da, am un. Și-a dat drumul. Nu a avut chef, că e prea târziu. Ce o zis, mă mai pui la lucru și acum? Dar de ce capacul ăsta? Pentru că nu-i capacul lui. Și care e o fie a lui? Cred că aia. Nu vezi? Am păpuși de casă, trei perechi.
Toate trei le-am udat la picioare, fiindcă eu tot am spălat curtea cu furtunul ca să nu se usuce picăturile de la lavabil. Toate trei perechi s-au udat și acum uitați ce legat sunt în afară, luanții. O, păpucii mei. Da, ce să fac? În bucătărie trebuia să vin. Da. Și acum sper să nu mă răcesc. Asta e. Astăzi n-am vorbit cu Carmen de fel. De dimineață n-am trezit-o că așa, am plecat și acum dacă mă retrag la dormitorul meu, atunci o să o sun și pe ea și pe fetele mele, intrăm pe grup, cum zice, și o să vorbesc cu ea. Știu că e bine, ieri eu ieșit de la spital, dar deci o stat o noapte, Angie? Da, o noapte. O noapte. Da. Așa. Acum fac paste? Că îi place la fata ta? Fă. Sau fac orez? Orez ea nu mâncă. Nu mâncă. Deci două feluri avem. Aștia știu că îi le place foarte mult. Aștia așa. Dar aștia nu știu. Pane. Deci, vă arăt ce avem. Uitați aici ce lucrăiesc. Pane. Nu, cu prăjunte pentru porții. Da. Nu-i bine așa? Da. Da. E foarte, mamă, cum arată mâinile mele, uitați aici. Zici că am fost la sapă. Deci curtea asta, în fiecare an o fac eu. Făcut. În fiecare an am făcut-o eu, până sus, nu așa. Dar ce vreau să vă spun cu asta? Am adus zugrav să-mi facă. Și când se uita pe tăturata și așa, se gândea, păi aici e vorba de vreo două camere și îmi cerea câte, cum să zic, 1500, deci 15 milioane vechi. 1500 cerea sau chiar 1000. Păi de ce să dau atâția bani? Când și eu pot să dau cu trafaletul ăla. Și gata. Da. Că cere, deci cere atât de mult că nu poți să faci față. Da. Și ea că am făcut. Doamne, ție îți mulțumesc. Și am găsit un băiat la Dedeva minunat și mi-a arătat, uite, asta ar fi faină, asta. Și a fost bine peste tot. Acum, astea dacă le fierb, nu pun și o mână de mazăre? Nu, numai așa goale. Și atunci pun lângă cărnița asta ce avem noi aici, nu? Am pus acum destul, un morcov și ăla. Atunci nu mai pun astea, le lăsăm. Pe mâine. O, doamnă, ai grijă să nu uiți să-ți iei ceapă și usturoi verde. No, ia că am luat. Când am luat? Ieri, cred că. Dar nu-mi place ce am luat. De ce? Am văzut așa ceapă mare, faină. Bine, acum. Las că e bună și asta, că dă gust. Ce crezi că asta nu dă gust? Numai aia. Uite, mai am aici un pic. Contează să dă gust la mâncare. Nu că așa mare. Nu mai am nicio fărâmitură de brânză. Că dacă ar fi avut brânză, cred că n-ar fi făcut eu nimic. Dar Natalia, oricum trebuia să-i fac ceva să mânce.
Hai aici. Ce fierbe? Da. Uite ce bine arată. N-ați văzut că arată bine. Și să vezi numai ce mâncare mâncăm noi în seara asta. Iacă. Mai le întoarce. Da, să fac. Și ulei nu mai pun de fel. Și chiar o lăsat deja ulei. Da. Uite. Acum așteptăm să punem pastele. Până atunci revenim. Uitați ce bine arată. Uitați cum a lăsat un soare, ulei. Vedeți? Și eu că n-am mai pus ulei și eu spun că e o mâncare ușoară. Spate de pui. Să faci și ciorbă pe spate de pui. Eu fac și tocană, uite, fac și așa, în ușurit. Aici am pus pastele și am mai pus acum apă. Și când e gata, pun puțin unt și un pic de verdeață și gata. Și da. Ok. Acum eu îmi fac compot de mere. Îmi iau și cuțit. No, acum strecurăm macaroanele. Pastele mele. Da. Iacă așa. Da. Tot făcut. Și oameni buni, eu îmi fac și compot. Da. Îmi mănc o cană de compot. Uitați aici. Uitați aici. Vedeți? Mănânc o cană de compot și bine e. Da. Serios. Da, și pun și niște din aștia cu ceare. Ușoare? Acum dau un pic de apă rece peste ele, că dacă nu dăm, să lipesc una de alta și să rup. Nu, mami, nu să lipesc. De unde am cu ișoarea până? Păi eu știu. Tot fiert. Îs bun. Tu te mami și dezbate că aici nu este. Nu dar nu știu unde e. Da, acum ia să fac așa. Eu am spus că asta e mâncare rapidă. Îmi pare rău că n-am scos din congelator pulpe. Dar gust aici, eu știu că are. Și acum pun paste aici. Iacă așa. Mai lasă așa, poate vrea Natalia cu lapte. Sau eu știu. Ați văzut că n-am pus un gram de ulei. Așa. Punem pătrunjen. Ioi! Ce mă pocni? M-am speriat. A fost nervos că nu a avut chef să lucrez. Știu eu astea. Că l-am văzut că de-abia s-au prins. A fost nervos. A fost nervos, da. Ca Angela să-ți dea Dumnezeu sănătate și viață lungă și frumoasă, că numai tu mă servești cu pătrunjel. Nu că n-aș putea eu lua o legătură, două de pătrunjel din piață, dar te-am văzut ca cu așa o plăcere vrei să ne dai.
Și uite că totdeauna te pomenesc. Și uite ce fain stă. Da, sunt faine. Și la frigider le punem într-o pungă și stau acolo. În pungile ei. Da. Punga ei de la pâine. Și acum tăiem pătrunjelul și punem pe macaroane. Da. Nu cred că o ținut jumătate de oră. Și ia că am terminat tot. Și să vedeți ce cu plăcere o să servim noi. Ia că așa. Știi ce fac, nu? Iar la primul. Ai văzut? Dar de ce stai aici? Dar de ce l-ai lăsat să se stingă? Că l-ai învârtit. L-am învârtit. L-au pocnit. Păi l-au pocnit. Nu. Și gata acum? Da. Okay. Acum pun pe farfurie. Ok. Și aceasta este realizarea. O mâncare rapidă. Poate că ne judecă cineva, dar noi suntem mulțumiți pentru tot ce ne oferă Tatăl Ceresc. Sincer vă spun. Doamne, ție îți mulțumesc pentru mâncarea ce ne-o dai zilnic. Acum vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus, vă lăsăm ca Domnul Iisus să vă poarte de grijă, vă dorim o noapte binecuvântată de la Tatăl Ceresc. Pace, la revedere! Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și îți găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pum sătit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui, ale cărui frunze nu se veștejesc și tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, sunt ca pleava pe care o stulpere vântul. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pierire. Amin. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul.
ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne, Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta. Și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna, căci rele fără număr mă împresoară. M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, de grabă în ajutorul meu! Să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce-mi doresc pierzarea. Să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce-mi zic, ha, ha. Să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută, cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule.
mele.